Trei sălăjeni sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, violare de domiciliu, tâlhărie calificată și tentativă la infracțiunea de viol. Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Jibou au dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpați. Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre inculpatul Bura Liviu, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă la infracțiunea de viol. La data de 19 septembrie 2015, în jurul orelor 21, în timp ce se afla în locuința persoanei vătămate pe fondul consumului de băuturi alcoolice, prin întrebuințarea de violențe a deposedat-o de suma de 180 de lei, iar prin constrângere fizică a încercat să întrețină raporturi sexuale cu persoana vătămată. De asemenea, inculpatul Chereș Dezideriu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu. În noaptea de 22 spre 23 noiembrie 2015, în jurul orelor 2, a bătut cu putere în ușa locuinței persoanei vătămate, Moldovan Ferenc, din localitatea Poiana Belenchi, județul Sălaj, având la mână o rangă, iar la breu un cuțit. Persoana vătămată a deschis ușa, dar nu i-a permis să intre în locuință, motiv pentru care Chereș Dezideriu a proferat amenințări cu moartea la adresa persoanei vătămate și familiei acestuia. Și inculpatul Petkeș Tibor a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și nerespectarea hotărârii judecătorești. În data de 5 martie 2016, în jurul orelor 20, prin folosirea gheii adevărate, a pătruns în imobilul proprietatea persoanei vătămate, Petkeș Ecaterina Eva, și a sustras un telefon mobil în valoare de 190 de lei, încălcând totodată dispozițiile sentinței civile a judecătoriei Jibou, prin care lui Petkeș Tibor i se interzice să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de locuința persoanei vătămate. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, se mai arată în comunicatul de presă remis de procurori.